Ce sunt eu? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, complet, vindecat și întreg, strălucind în reflexia iubirii sale. În mine, creația lui e sfințită și i s-a garantat viață veșnică. În mine, iubirea e desăvârșită, frica e cu neputință și bucuria stabilită fără opus. Sunt sfântul locaș unde Dumnezeu însuși e acasă. Sunt cerul în care stă iubirea lui. Sunt însăși sfânta lui nepăcătoșenie, căci în puritatea mea stă a lui. Utilitatea cuvintelor ne este acum pe sfârșite, dar în ultimele zile ale anului acesta pe care îl am închinat lui Dumnezeu, împreună tu și eu, am găsit un singur scop pe care l-am împărtășit. În felul acesta te-ai unit cu mine, așa că ești și tu ce sunt și eu. Adevărul despre ce suntem nu poate fi exprimat sau descris prin cuvinte, dar ne putem realiza funcția aici, iar cuvintele pot vorbi despre asta și o pot preda de potrivă dacă exemplificăm cuvintele în noi. Noi suntem aducătorii mântuirii. Ne acceptăm rolul de mântuitor ai lumii izbăvită prin iertarea noastră conjugată. Și în acest dar al nostru ni se dă nouă prin urmare. Îl considerăm pe fiecare frate și percepem totul blând și bun. Nu căutăm o funcție dincolo de poarta cerului. Cunoașterea va reveni când ne vom îndeplini rolul. Ne preocupă doar să primim adevărul cum se cuvine. Ai noștri sunt ochii prin care viziunea lui Hristos vede o lume izbăvită de toate gândurile păcatului. Ale noastre sunt urechile care aud vocea pentru Dumnezeu proclamând lipsa de păcat a lumii. Ale noastre sunt mințile ce se unesc în timp ce binecuvântăm lumea. Și din unitatea pe care am dobândit-o, ne chemăm toți frații, cerându-le să ne împărtășească pacea și să ne desăvârșească bucuria. Noi suntem sfinții mesageri ai lui Dumnezeu care vorbesc pentru el și, purtându-i cuvântul la toți cei pe care ni-a trimis, învățăm că e scris în inimile noastre. În felul acesta, mințile noastre se răzgândesc în privița scopului pentru care am venit și în slujba căruia urmărim să ne punem. Îi aducem vești îmbucurătoare fiului lui Dumnezeu care a crezut că suferă. Acum e izbăvit și văzând poarta cerului larg deschisă în fața lui, va intra și va dispărea în inima lui Dumnezeu. Lecția 353 Ochii mei, limba mea, mâinile mele, picioarele mele au azi un singur scop. Să i se dea spre folosință lui Hristos să binecuvânteze lumea cu miracole. Tată, îi dau astăzi lui Hristos tot ce e al meu să îi fie de folos în orice fel va servi cel mai bine scopului pe care îl împărtășesc cu el. Nimic nu e numai al meu, căci el și eu suntem uniți în scop. În felul acesta, învățarea a ajuns aproape la finalul care i s-a stabilit. O vreme, lucrez cu el la scopul lui. Apoi, mă pierd în identitatea mea și recunosc că Hristos nu e decât sinele meu.